Viața noastră era o mizerie. Aveam probleme psihologice, deja am fost la psihiatri, la psihologi, pentru că aveam probleme spirituale. Și la nivel profesional aveam vise pe care niciodată nu le puteam îndeplini și era o mizerie. Aveam cheltuieli de plătit, eram recent căsătoriți și aveam vise și planuri ce se năruiau. Problema s-a accentuat între voi și în interiorul tău? Da. Acea mâhnire, acea depresie a crescut. Când noi ne-am căsătorit, a fost totul bine. După căsătorie, mâhnirea, certurile între noi, am început să ne certăm, să avem discuții acasă și toate aceste lucruri ne-au adus aproape la despărțire. Din punct de vedere profesional, nu aveați succes? Nu. Munceați mult? Dur. Noi de un an și jumătate suntem părinți. Eu pot vedea cum crește fiica mea cea mică. Pentru că nu îmi mai amintesc de cea mare. Nu mi-aduc aminte cum a crescut. Pentru că eram zi de zi la muncă. Dur, dur. Și nu aveați nimic, nimic. Firma era aici în Porto. Eu am venit aici să muncesc și am plecat de aici înfrânt. Șefii nu mai credeau în mine. Ce făceam? Nu ieșea nimic bine. Aveam de mărturisit doar eșecuri. Eu nu știam ce să fac și el se apropie de mine și mi-a zis, trebuie să vorbim. Și eu am răspuns, bine, vom vorbi. L-am întrebat, vrei să te separi? El a răspuns că nu. Și tu mi-a zis. Eu am zis că de asemenea nu. Încă nu venise la biserică. Și din acel moment am început să luptăm. Într-o zi am vorbit și cu mama mea și mi-a spus, doar la biserică vei rezolva această problemă. Da, atunci am vorbit cu soțul meu și am spus, vom merge. Nu avem nimic de pierdut. Deja am fost de 2 ori unde merg părinții mei. Mama mea deja s-a vindecat de epilepsie. Atunci am zis, vom merge. Ne-am pus de acord cu părinții mei și am ajuns la biserică. Spune-ne despre altar, despre dăruirea pe altar. Tu sacrifici la toate campaniile, la toate. Spune-ne despre un sacrificiu pe care Dumnezeu ți l-a cerut, despre care poți spune că, deși toate sacrificiile dor, acela te-a durut cel mai mult. Atunci, eu deja știam ceea ce vreau. Aveam în mintea mea deja ceea ce voiam. Eu voiam Duhul Sfânt. Și Dumnezeu mi-a cerut ceva ce eu aveam. Era singurul lucru în acea epocă. Atunci, în acele încurcături, eu am îngenunchiat și am întrebat, Doamne, ce vrei ca eu să fac? Eu vreau Duhul ce este în slujitorii tăi. Eu nu vreau să știu de altceva, de bani, de nimic. Eu vreau să am acea forță. Și Dumnezeu mi-a spus, sacrifică mașina ta. A venit acea idee, acea imagine de a sacrifica mașina pe altar. Dar tu aveai două. Aveam doar una. Mașina era totul pentru mine. Eram depresiv, dar mergeam într-un BMW. Cât valora mașina? Am cumpărat-o cu 32.000 de euro. El a spus un lucru adevărat. Umblam în BMW depresiv. Am spus soției, uite, Dumnezeu mi-a cerut să fac asta. Ești în aceeași credință? Mergem înainte. Dânsa în aceeași credință? Da. Va fi dur, vecinii vor arăta cu degetul. De la cel sacrificiu înainte. Cum ai coborât de pe altar? Am coborât cu siguranță. Am fost botezați în acea campanie. Dumnezeu a îndeplinit promisiunea Lui. Și din acel moment înainte, Dumnezeu a transformat viața noastră. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Da. Eu am sacrificat pe 12 decembrie 2010. Și eu am primit Duhul Sfânt pe data de 6 martie 2011. Astăzi ești liber de depresie? Nu mai beau nicio pastilă, doar dacă răcesc. Înainte, eu luam pastile în fiecare zi, dimineața, după amiază, seara. Ești dezlegat? Dezlegat în totalitate. Spune-ne despre căsnicie. Avem o familie mai unită. Înainte, eu luptăm cu forță brațelor mele pentru a fi uniți, ca să îl aduc pe soțul meu mai aproape de mine, de copiii mei. Dar el doar vedea munca. Și s-a cucerit pe altar, desigur.
Chiar dacă persoana încearcă să lupte singura, poate să vină unele momente mai bune, dar după totul revine la fel. Căsnicie restaurată? Complet. Un nou bărbat? Da, împreună cu mine și cu fetele. Muncim amândoi. Am hotărât un obiectiv, pentru că eu lucram ca angajat, dar am renunțat și am început să lucrez cu soțul meu. Dar tu ai dat ceva ce Dumnezeu ți-a cerut. Tu ești sărac acum? Nu. Ai mai puțin? Nu. Ce ți-a dat Dumnezeu astăzi? Dumnezeu mi-a dat două clinici în orașe diferite. Tu lucrezi cu ce? Cu acupunctură. Sunt biomedic și lucrez cu acupunctură. Am absolvit biomedicina și laborator și am masteratul la o facultate chineză și acupunctură. Înainte de altar, ai ceea ce deții azi? Nu, doar absolvisem, dar eram fără loc de muncă. Atunci, astăzi ai două clinici. Unde sunt mai exact? Una este în orașul Montijo și alta în Lisabona. Și în munca ta, ce anume faci? În area sănătății, tratarea oricărui tip de boli, persoanele ce vin, dacă nu reușesc să le ajut, le aduc la biserică. Atunci, astăzi ai clinicile tale. Dumnezeu nu te-a lăsat să mergi pe jos? Nu. Astăzi am o mașină 0 km, am casa mea mobilată nou. Dumnezeu ne-a dat o viziune, este un propozit ca să ne facem timp și pentru rugăciune, să muncim mai puțin și să câștigăm mai mult. Atunci Dumnezeu ne-a dat orientare, deoarece clinicile noastre sunt închise, doar sunt deschise două zile pe săptămână, luni și miercuri, cea din Lisabona, marți și joi, cea din Montijo. În rest este mereu închisă. Și ai mai mult decât aveai înainte? Da, este cu adevărat o minune de la Dumnezeu. Eu sunt lucrător, în curând va fi și ea colaboratoare. Ceea ce Dumnezeu i-a cerut lui, eu cred că Dumnezeu vorbește cu dumneavoastră.